Cauza principală a respingerii a fost faptul că o prevedere din textul acestei inițiative însemna că în situație de cruzime sau să spunem de schinciuire a animalelor domestice, cel făptuitorul ar fi primit până la 7 ani de închisoare. Noi am solicitat să reducem pedeapsa la un număr de 2-3 ani de zile, având în vedere faptul că se poate întâmpla și unor copii tineri să ajungă într-o astfel de situație și nu ar fi normal să ajunge cu pedepse la așa înălțime. Nu știu cum a ieșit astăzi la Comisia Juridică, oricum vom avea obligația să ne punem de acord cu prerapoartele de la cele două comisii și probabil vom ajunge la o înțelegere dacă argumentele pe care le-au prezentat astăzi în Comisia Juridică au stat în picioare. Oricum, nici noi nu suntem de acord. Cruzime înseamnă să dăm un exemplu, să agați de creanga unui om, un câine, și de acolo cu ajutorul unui obiect ascuțit să-i tai urechile, coada, să-l rănești. Asta înseamnă să moară în astfel de chinuri. Nu discutăm despre un câine care, să spunem, ar mușca pe cineva, ci într-o lovitură primită ar muri. Nu e acea cruzime. Deci am făcut referire ca să înțeleagă telespectatorii,